Așadar, suntem aici în Cușca Adidas, unde se joacă 1 versus 1. Și astăzi, în premieră, vom avea bătăie dintre X-Breaker și Sina, care are și tricou și, bineînțeles, căuți. Așa. Așadar, se joacă. Cine ajunge primul la 3 goluri? Astea sunt regulile, după intră următorul. Ok. Așa vom juca. Și avem primul de la întrebări. Ai dat gol? Mingea se începe de la poarta, de la jumate, ca să, că oricum e destul de mic terenul. Păi și nu, e de gen sunt vreo 10 metri. Da. Și să nu. Bun. Care vrea cine? Ce minge vrea el? Bun. Șansa asta. Ai prins biletul, că doar ce m-am schimbat în ruci, dar merge și așa. Nu avem... E 1v1, nu tragi la poartă. Nu avem încălțările necesare, dar asta e, să nu vă așteptați acolo la freestyler de la noi, că nu le avem așa ceva. Nu cred că se așteaptă și noi să fim freestyler sau Messi sau Ronaldinho. Cine începe? Așa. Te o spune cine începe. Dar înainte de toate acestea... Let's get ready to rumble! Hai, X-Breaker! Pe zonă. Vamos! Opa, Breaker! Un tackle! A fost fault. Și mingea lui Sinner. Sinner. Breaker încearcă acolo să intervină. Dar mingea, până la urmă, revine chiar la el. Și m-a marcat primul Breaker. Gol! Lasă-o! Deci Breaker, 1-0. Primul la 3, așa. Sina trece bine, dar știe Breaker ce face. Iată acum la minge. Călcâiul! N-a calculat bine spațiul. Sina nu poate să treacă de acest placaj. Asta baricada lui Breaker. Ca un zid. Să încearcă. O dăm pe scheme. Mai Leo și este gol! Lasă-o! 2-0, încă unul și Breaker câștigă marele duel. Ce e aici? 2 versus 1. Opa. Se aleargă. Sinner vrea să revină, nu se lasă bătut la 0. Vedem cum va trece de X-Breaker. Chiar cu un drag back. A fost. Meciul deja are 3 minute, nu s-a dat goluri 3 din partea lui X-Breaker. Sinner se luptă. Iată-l. Păi e riscant în fața porții sale. Breaker a recuperat. Oh, și este 3-0. Câștigătorul nostru, X-Breaker. Foarte opositor și cu adia și pe care avem noi picioare tenis în rând. Eu e greu să ai. Ce adit așa? Easy, în picioare. Scurt. Mult prea. E greu să ai control bun la mici. Așa da. Noi foarte bine cu mingea, da. E și mai greu așa. Avem primul câștigător și va urma meciul meu cu X-Break. Îl prind obosit,
tocănit. Te rog, Sinner, preia această cameră. Foarte bună, foarte scumpă. Foarte de iai. O casin de picioare, dragule. Noi jucăm profesionist, dar jucăm cu încălțările astea. Da, 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 nu ne trebuie. Hai să vedem. Hai, hai, hai. Nu! Și 2 la 0. Da. Gol! 3 la 0! Dublu gol! Dublu gol! Extraordinar! Teo, cum este să... Băi, a jucat-o bine, m-a jucat pe ultima? Da, da, da! Și m-a gândit la chestia. Aia, aia! Ok! Mi s-a dus pe la rădută. S-a dus. Acum joacă... Joacă Sina. Hai, poftim! Dintre apelizători, cine? Hai să vedem! Teo în partea stângă! În partea dreaptă, Sinner. Let's go! Oi! Ia să vedem pe Teo. Opa! Bine! Oh, autogol! Autogol și este 1-0 pentru jucătorul din partea stângă, Teo. Oh! Ce-ai făcut, Vlad? Vlad de la Steaua. Opa! Hai să vedem. Oh! Da. Oh, și Sinner foarte aproape să marcheze. Opa! Oh, Teo recuperează. Pentru un moment, îl simt pe Teo că am obosit. Am avut asta și turneul youtuberilor și am câștigat finala și eu cu Teo am jucat toate meciurile. 1 la 1 egalează Sinner. Hai. E destul de greu. Cum te simți, Teo? După mai poți? 2 ore de fotbal. Continuăm. Se continuă. Hai să-l vedem pe Sinner cum va rezista acestui atac. Oh, foarte bine recuperează Sinner în fața golului. Sinner aproape bară. Jocul continuă, Teo. Să intervine și arbitru puțin. Adică eu. Oh, ce eroare și e gol. Oboseala spune cuvântul, Sinner e pe jos de bucurie, reușește să preia conducerea. Să-l vedem pe Teo cum va începe acest atac. E obosit, dar trebuie să gândească un atac bun, un atac ce îl va surprinde pe Sinner. Hai, ia să vedem ce poate să facă. Ai, 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 cât de aproape. Sinner mai intră o minge în teren, dar nu-i nimic. Și golazo! Ai! Ai obosit parcă prea repede, Teo! Băi, sunt obosit deja, rupt! Oh, oh, ce scheme știe băiatul ăsta! În teren nu le-a făcut, dar nu știu de ce le face acum, ia uite cum dă! Ca asta a fost parea între Teo și Sinner. Da. Teo în partea stângă, Sinner în partea dreaptă. 3 la 1, nu? Da. 3 la 1 după ce Teo a condus cu 1-0. Da, am obosit. Da. După, da, se vede pe Teo că a obosit rău de tot. Trebuie să ne scuzați echipamentul de fotbal pe care îl deținem. Știi ce mai bine după. Cum? După primul meci și primul gol, la doi, dacă erai... Da. Rupt. Adevărat, era foarte rupt. Da, prieteni, am atât și cu acest episod. Am jucat 1 versus 1 cu Teo, unde e Teo. Ia uite-l, foarte obosit în partea aia. Și cu Sinner, care încă face scheme pe aici cu mingea. Nu mai poți?
N-a obosit, încă n-a obosit suficient, deci mai vrea încă o partidă. Eu am fost X-Breaker, nu uitați să apăsați de like, un share și un subscribe. 1 versus 1, aici la Berlin, în cușcă, X-Breaker, Teo și Sina. Ciao!